Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea. Vorbim cu Octavian Jurma, medic, cercetător în domeniul medical. Cât de problematică mai poate fi considerată vaccinarea personalului medical în acest moment? În opinia mea este problematică pentru că, într-adevăr, în spitale avem oameni care se confruntă în modul cel mai direct cu boala, dar în rândul medicilor de familie rata de vaccinare este mai scăzută. Într-adevăr, aici vedem și personalul medical din spitale care nu este vaccinat într-o proporție mai mare. Cei care am trecut prin facultatea de medicină știm că imunologia, în general, este o știință extrem de dificilă. E foarte greu să o urmărești, nici nu se preda ca atare în perioada în care am terminat. Eu, deci sunt o mulțime de medici care nu au făcut imunologie propriu-zisă, deci nu s-a abordat ca o știință ca să știe biologia moleculară a vaccinului, genetica vaccinului, astfel încât puținul care l-am învățat îl uităm cu ușurință și de multe ori sunt fake-uri foarte sofisticate adresate oamenilor de specialitate, medicilor, care poate parcurg un pic superficial un articol și au impresia că li se dă niște dovezi din sus reputabile care contestă fie eficiența vaccinului, fie le pune în față niște efecte secundare imposibile din punct de vedere teoretic, dar anumite practic. Acest efort de a educa în primul rând medicilor a lipsit în această pandemie. Medicii nu sunt suficient de bine informați din punctul meu de vedere în privința vaccinului și mecanismelor de funcționare a sistemului imun în prezența vaccinului și a virusului. Și de multe ori atunci acești medici pot fi reținuți, mai ales dacă ei nu s-au vaccinat. Și avem și câțiva medici destul de proeminenți care sunt la televizor și propovăduiesc împotriva vaccinului. E suficient un singur exemplu pe care se pune lupa ca lumea să nu mai vadă ceilalți 90% dintre medici care spun diferit. Deci, exemplu personal al medicilor și din punctul ăsta de vedere este foarte important. Doi, medicii trebuie să facă un pas în față. Acum este pandemie, exact ca un soldat care trebuie să facă un pas în față când vine războiul și să fie acolo și dispus să ia un glonț pentru țară. Da, este un risc, este un risc foarte mare, poate, dar indiferent de părerea mea despre risc, eu asta este datoria mea față de oamenii pe care am jurat să-i protejez. La fel ca și medic, acum trebuie să luăm un vaccin pentru țară. Hai să fim serios, toți suntem vaccinați, mai ales ca medic știi foarte bine, este o oportunitate extraordinară să ne dăm seama că avem o problemă, faptul că românii nu se vaccinează este o problemă, nu putem arunca așa populația proastă și nu testul PISA și toate tâmpenile astea, nu, trebuie să luăm problema și să o luăm de coarne, exact cum s-a întâmplat în Portugalia, cu oameni care iubesc poporul ăsta și care n-au niciun interes politic. În ce măsură considerați că în România s-a îngemănat mult prea des expertiza sau vocea medicilor cu politicul? Politicul a pus așa puțin sub tutelă expertiza medicală în România. Nu puțin, complet. Imediat după debutul valului 3, politicul a capturat complet tot răspunsul pandemiei. A văzut că vaccinarea merge bine și s-a vărât în față și la vaccinare. Noi facem asta, e succesul nostru, e meritul nostru, ei au încercat să-și asume meritul politic. Asta este marea diferență dintre campania noastră în România și cea din Portugalia, care este tot de un militar condusă. Acolo li s-a atras atenția politicienilor, stați departe, nu aveți voie să vă asumați niciun merit politic pentru reușita campaniei de vaccinare. Țară care a ajuns la peste 90% grad de imunizare prin vaccin. Exact. Sau... Și atunci această politizare excesivă a discursului, și nu numai politizarea discursului, dar și inhibarea activă a vocii medicale. Să nu uităm că au fost dați oameni afară din Ministerul Sănătății când au cerut criterii obiective. Medicii li se primesc telefoane și eu știu asta și dumneavoastră precis, dacă vorbiți cu ei, vă spun așa, off the record, că nu prea mai au curaj să vorbească, pentru că pot primi telefoane tot din zona politică, uneori autorități locale, alteori autorități centrale, nimeni nu vrea să se discute și este extrem de agresivă și campania antivaccinare. Sunt o grămadă de troli care sunt încurajați de comportamentul politic, pentru că, vedeți, ei manifestă în stradă, primesc și ei câteva amenzi și nu se întâmplă absolut nimic. Nu poți să în România nu se poate să vină cineva, indiferent cine este el, poate să fie și șeful statului, nu se poate duce să închidă un centru de vaccinare într-o comună carantinată. Așa ceva este de neînțeles. Și atunci medicii sunt presați de această minoritate foarte agresivă antivaccinare. Nu consider că cei care nu se vaccinează sunt negaționiști sau antivacciniști, deci nu fac această confuzie. Sunt doar
doar și ei confuz ca mulți dintre noi și nu înțeleg ce se întâmplă și așteaptă să fie lămuriți de cineva. Însă acești oameni care se lămurească lipsesc. Ați văzut, reclamele cu politicienii sunt provoacă râsul. Chiar și mesajele astea de alertă sunt ridicole pentru că nu îmi trimit o urgență și mă fac să ignor după aia urgențele. Chestii elementare care se puteau face nu s-au făcut și mai ales nu s-a predat discursul complet medicilor. Am debutat foarte bine vaccinarea în România. Câte vreme s-au ocupat doar medicii de vaccinare, a mers bine. De fapt, și pandemia a mers bine. Uitați că noi uităm că primul nostru val a fost superb controlat când s-au ocupat doar medicii de ei. Abia acum noi facem ce au făcut italienii în primul val. Cumva, sub tutela politică, noi facem în valul 4 lombar. Italienii au învățat și nu. Ei acum în valul 4 sunt ca noi în valul 1, fără cazuri, fără probleme. Deci suntem exact antisimetrici pentru că mereu intervine politicul că nu suportă cumva politicienii să ia credit alții decât ei. Deși acești medici ei se vor retrage ca și generali după un război, să retragă în cazarmă, să retragă în spitale și o să le lase lor berechet timp să-și asume meritele. Ce e de făcut în continuare? Este foarte complicat să reiei campania de vaccinare și ei știu asta. Este motivul pentru care cred că s-a trecut la o campanie de infectare în masă, pentru că vedem că nu se ia nicio restricție, dimpotrivă se relaxează restricțiile din valul 3, deci un val mult mai grav este mult mai lejer și mai relaxat administrat. Astfel încât campania de vaccinare trebuie cumva făcut un pas în spate și să renunțăm la acest sentiment de obligativitate. Dacă era ceva în care puteam obține prin o obligativitate profesională, trebuia să o facem ca restul lumii în perioada valului 3, când lumea era rațională și era dispusă să facă acest efort. Acum e cumva văzut ca o măsură de disperare și se apelează la forță. De ce s-au scos testele din certificatul verde? Este un abuz la adresa persoanelor nevaccinate și eu sunt unul cei mai vocali susținători ai vaccinării și nu pot fi de acord ca să se creeze senzația că vaccinul este împins cu forța. Că eu dacă mă vaccinez, îmi ia 30 de zile să se maturizeze certificatul dacă mă vaccinez cu vaccinul mai mult, eficientă. Și atunci ce faci? Mă împing să mă vaccinez cu un vaccin doar de dragul de a obține certificatul verde? Unde e rațiunea în toată chestia asta? Pur și simplu, dacă aceste măsuri se puteau anunța din februarie, pentru că știam că vom ajunge aici, nu era nicio îndoială și am discutat inclusiv la minister, să se anunțe din timp. Oamenii își fac planuri, oamenii și-au organizat anunți și-au bătut joc de ei cu prognozele astea și de ei și de industrie și de toată. Nu poți să arunci aiurea cifre și după aia de pe o zi pe alta să te răzgândești. Închidem școlile la 6 la mie, stai, nu mai deschidem, cârciumile, restaurantul meu, aici ai 6 la mie, bun, las că ne mutăm în localitatea vecină, unde ai 3 la mie. N-au făcut decât să răspândească infectarea și să creeze confuzie și neîncredere. Aici este nevoie, în primul rând, să luăm o pauză, pentru că oricum, acum suntem cu capul sub apă, ca să spun așa, din punct de vedere al sistemului medical, e atât de rea situația acum, încât nu mai contează dacă o să avem 25.000 sau 30.000 de cazuri pe zi, că nu mai contează dacă ești cu capul la 1 metru sau la 3 metri sub apă, oricum te neci. Deci, cât de multe cazuri mai avem de acum înainte a devenit irelevant, pentru că trebuie să ieșim cumva cu sistemul medical făcut praf și pentru asta avem nevoie neapărat de mobilizarea populației. Dacă populația în continuare nu se conformează, indiferent ce măsură ia, să vedeți că nu se înțelege clar nici măcar cu masca asta, au trebuit și pe asta să în loc să o lase cum s-a purtat frumos până acum și tot știam ce avem de făcut, acum au băgat alte condiții și oamenii s-au săturat pentru că ei știu că peste 3 zile iară se schimbă regulile și de aia nimeni nu le respectă. Și vaccinarea este măsura care ne poate salva, dar toți au spus, toți epidemiologii pe care am urmărit și eu afară din străinătate, din România, vaccinarea nu poate rezolva singur problema. S-a văzut în Anglia și s-a văzut și în Israel. Sunt nevoie și de aceste măsuri non-farmaceutice, cum au făcut italienii, care au un val 4 mult mai mic decât valul 3. Este una dintre puține țări din Europa care a gestionat atât de bine pandemia. Deci noi trebuie să ne adaptăm la situația noastră corectă și să anunțăm niște măsuri din timp. Dar, încă o dată, eliminarea testelor este o măsură prin care ei încearcă să scadă rata de aparentă de infectare. N-are nicio rațiune alta decât politică. Cazurile, dacă nu se mai testează lumea, pentru că 75% din cazuri sunt private și pe ei îi disperă faptul că se testează oamenii și numărul crește din cauza asta, că ei testează încă mai puțin în programul național, dacă
dacă vă puteți imagina, noi testăm astăzi mai puțin în programul național RT-PCR decât testam acum exact un an pe vremea asta. Nu o să poți ascunde sub preș ce vine, pentru că dincolo de valul ăsta de infectări urmează un val de decese, urmează criza se va adânci pentru cel puțin 2 săptămâni după ce o să ieșim din val. Și asta nu se înțelege, că într-adevăr campania de vaccinare putea evita un asemenea dezastru.